Dar știi cu ce se mănâncă costița? Cu mână. În mod normal. Vreți să mâncăm cu mână? Eu așa aș vrea. Haide. Cheese, cheese. Oameni buni, dacă vreți să slăbiți, dacă țineți dietă, jur, e genial de bun. Cu siguranță m-a făcut poftă, așa că vă așteptăm și pe voi. Colegii noștri bălesc în spatele camerelor. Cărnița, se vede. Ar trebui să-l sărut pe cineva, ce fa? Ada. Nu, nu e important ca un model să fie 90-60-90. Zite-o. Nu, nu. Eu am rămas la mâncare. Am învățat un lucru de la postul meu prieten iubit, să fii tare împăsărică. Bună, eu sunt Ava, ea e Teo și astăzi suntem în vizită la prietenii noștri de la Ubud. Vom testa minunățile astea de preparate și, bineînțeles, prietena mea Teo deja a început să testeze și asta, care are gust bombastic. I-au făcut un mix de fructe, e bun rău, ce să vă mint, e foarte bun. Hai să mâncăm. Se vede, nu? Da. Cu ce începem, Teo? Măi, sincer. Mamă, ce fel miros cartofii e aia, să terminați. Asta zic. Hai cu coasta, vrei? Care gustăm cu cartofi. Bine. Hai să vedem. Dar știi cu ce se mănâncă costița? Cu mână. În mod normal. Vrei să mâncăm cu mână? Eu așa aș vrea. Haide. Ne porci. Hai să luăm asta. Păi, o salată mai micuță. E firar. Bine, hai. Să vedem. Cheese, cheese. Mamă, cum se rupe carnea, e super mega fragedă. Deci, primul preparat, coastă de porc caramelizată, cartofi prăjiți, sos barbecue și salățică. Salățică, uitați cum se desface cărnița. Mamă, ce bun e! N-ai foarte fragedă, genial, așa. Delicios! Cu siguranță v-a făcut poftă, așa că vă așteptăm și pe voi. Colegii noștri bălesc în spatele camerelor. Teo, testăm cartofii aia? Bun, testăm cartofi cu parmezan și usturoi. N-am să vă mint. Băi, miros altceva. Hai foarte să vedem bun. Cum sunt cartofiorii. Cu parmezan usturoi. Și usturoi. Simt usturoiul ăla. E fresh, e bun, tare de tot. Eu mai am niște cu asta. Mi-e foame. Acum dacă cumva pe drum, pe decibel, ar trebui să-l sărut pe cineva, ce fa? Ada. Ava. Ce se întâmplă? Își face frumoasă. Mai mi se pare că usturoiul e foarte sexy în combinația asta. Delicios. Hai să încercăm salata de vită. O încercăm. Dar la sfârșit terminăm coastele astea. Și cartofii. Și cartofii. Vrei să testăm salata? Hai să vedem. Bine, salata coleslaw. Ia să vedem. Pare bunuță. Mie îmi place. Cinstită, e bună. E foarte bună. Puțin mai sărată. Și tu mănânci sărat? Nu chiar, dar la salată, Eu mănânc foarte sărat, m-am entuziasmat mai degeaba, oameni buni. Hai să dăm o notă. La coaste? Da. 10. Și eu. 10 din 10 cartofii? Eu dau un 8. Oh, eu dau 11. Nu există. Cărnița, se vede. Bun, avem salată de vită, gorgonzola, avocado. Mai salată de vită n-am mâncat până acum. Mai nicio. Este pentru prima dată? Dacă vrei un corp frumos, vino la Ubud, pe Decibel. Hai să vedem. A fost super lăudată salata asta. Mai bună rău, nu cred. O vită foarte fragedă. E sub. Nu te-ai aștepta cât de bună e, jur. E foarte bună. Eu în general nu mănânc vită, dar nu se simte că e vită. Adică este foarte bună. E foarte. Nu. Deci, am dat 10 la coaste, dar eu cred că dau un 15 la asta, jur. E foarte bună, nu mă așteptam. Da. Oameni buni. Dacă vreți să slăbiți, dacă țineți dietă, jur, e genial de bun. Chiar e bună rău. Mâncarea ta preferată din lume? Eu nu am mâncare. Băi, nu știu, n-am. Cartofi prăjiți. Burger. Niciodată n-am ținut dietă. Eu am ținut. Am avut și plan alimentar, dar asta pentru că aveam probleme de sănătate. Am ținut dieta best 3 zile. Cam atât. Eu nu am ținut dietă.
mulțumesc Dumnezeu. Dar nici nu-ți trebuie. Nu-mi trebuie. Adică... Da, eu nu am ținut dietă. Mulțumesc Dumnezeu, am schimbat prefixul și chiar sunt slăbuță, acum am slăbit. Și aș mai vrea să mai mă îngraș un kilogram, două, trei maxim. Pentru asta trebuie să mănânc, măcar două mese pe zi, eu mănânc una în general. N-are nevoie de dietă? Eu aș ține un pic așa pentru plăcerea sufletului meu, dar nu pot să renunț la cartofi, domne. Cartofi e viața mea, dacă vrei. Eu prefer coastele în acest moment. În acest moment al vieții noastre. Pot să mai mănânc? Pot. Mă lăsați? Bun. Super bune toate, super. Jur. Și asta surprinzător de bună. Salata asta. O să mai venim pe aici. Și vă invităm, vă îndemnăm să veniți. Super bun absolut tot. Restaurantul e foarte cool și super drăguț amenajat. Și domnii de aici foarte, foarte prietenoși, deci vă așteptăm. Și să nu uităm de șișa. Genial de gustoasă. Recomand. Highly recommend. Îți place ciorba de burtă? Mie nu-mi place burta din ciorba de burtă. Nu-mi plac icrele. Îți plac icrele? Maxim. Caviar? Ok, nu știu cine aș mai mânca. Mâncarea mea preferată, m-a întrebat mai devreme. Da. Ceafa de porc cu cartofi prăjiți și brânză rasă. Mamă, ador. Mâncarea mea preferată, cartofi prăjiți cu ouă și brânzică. Easy. Ardei umpluți. De perișoare. Sărmăluții cu afumătură. Doamne. Ciorbă de verișoare. Bun. Eu nu prea am văzut modele să vină cu mâncărica gătită. Sincer. Eu am văzut. Fetele care țin dieta best. Și mănâncă proteină și sălățică. Eu nu prea am văzut. Sunt. Puține, dar sunt. Foarte mândre suntem de ele. Nu e important ca un model să fie 90-60-90. Zite-o. Nu. Eu am rămas la mâncare. Ator. Nu este important ca un model să fie țiplă 90-60-90. Sunt lucruri pe care poți să le ajustezi cu puțină ambiție dacă îți dorești. Dacă nu și te simți bine în pielea ta, go for it. Important e să ai ambiție, să fii dornică, să asculți, să slăbești. Dar, e super important, dacă ai câteva kilograme în plus ca mine, să te simți super bine în pielea ta și încrederea în tine e sexy. Și pe lângă cum arăți, cel mai important lucru, atitudinea în fața camerei, exact. Logarea și multe alte lucruri. Exact. Nu doar kilogramele cum arăți contează, deși contează foarte mult, dar pe lângă mai sunt și alte reguli simple. Important e să vrei, să-ți dorești să ajungi la casări frumoase. Pentru a ajunge la casări frumoase, trebuie să îndeplinești niște condiții. Corect. Disciplină. Disciplină. Logare, ore pe zi, pe săptămână, zile pe săptămână. Reguli simple, care contează foarte mult în scurt timp. Dacă știi unghiurile, știi cum să te joci cu camera, astfel încât să maschezi, îți știi... poziția, dacă vrei, în care să nu se vadă colăcii, să nu se vadă burtica lăsată într-o parte, nu. Dar da, e una tu să fii, să ai abdomenul ăla plat, sexy și așa mai departe, dar dacă nu-l ai, când pe drumul de a-l avea, sunt tip and tricks. Și pe lângă fără burtică, contează zâmbetul. Corect. Ce scoți pe gură. Atitudinea. Și ar trebui să fiind foarte active în fața camerei, tins foarte mult, n-ar trebui să stai să ți se vadă colăcii. Corect. Dacă stai în picioare, clar nu o să ți se vadă burtica. Și pe premium, de obicei, fetele stau glamour, în rochițe sau sutien cu chiloțel și o fustiță sau ceva peste. Care să mascheze. Care să mascheze. Pe premium, da, stai mai mult... goală, naked. Contează foarte mult. Am învățat un lucru de la postul meu prieten, iubit, să fii tare împăsărică. Și așa m-a lăsat cu zâmbetul pe buze și să fii tare împăsărică și nu mai știu nimic de el. Și a rămas undeva pe la intrarea în Popești. Și tu vii și mănânci pe ceva la Ubud. Exact. Let's go.
Deci clar, fete independente. Fetelor, decât să fiți puse în impostaza de a vă plăti singure masa, mai bine apăsați pe linkul din descrierea acestui videoclip și deveniți modelele noastre best, independente, vă permiteți masa pe decibel. Și să conduceți și să puteți să vă achiziționați mașini foarte scumpe. Eu astăzi am avut onoarea să conduc cea mai scumpă mașină de până acum, adică n-am mai condus și a fost ceva divin. Îmi doresc. Nu știu dacă o să ajung fix la nivelul ăla, dar e ceva... Ăla-i targetul. Da. Și targetul meu la finalul videoclipului ăsta e să lăsați în comentarii cine ar trebui să plătească masa la prima întâlnire. Da. Voi sau băieții? Și să nu uitați să apăsați pe linkul din bio și să vă abonați la canalul pe YouTube, să vă programați un interviu și să devenim colege, de ce nu? Call baby!